numai să-ți spun că seara la club toată lumea a întrebat de tine. Când mai vii? O să vin, o să vin, am fost ocupat. Am cumpărat casa toată. Cred că n-ați înțeles bine. Apartamentul de sus e proprietatea mea. De 40 de ani, vecine. Pare că ai toată viața aranjată. Nu-și bate nimeni în joc de tine, nu te calcă nimeni în picioare. Matilda! Îți aranjezi singură cărțile așa cum îți convine ție. Mamă, ce prieten bun are baba. Trebuie să luăm urgent și ultima casă. Zic să mergem și să o săltăm pe baba. O băgăm în portbagaj, să ducem la mama dracului undeva într-un alt oraș. Până își dea seama ce se întâmplă, până se întoarce, gata, am dărâmat casa. Rămâne totul ca în palmă. Ce ai, mă, că n-am zis că trebuie să o bruscăm, doar... Îmi zici dacă te supără ultrașiștea, stai aici, da? Știi că azi e ziua mea și pentru că e ziua mea, am un cadou pentru tine. Fa, 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 fa! Uite! Ziua ta. Asta a fost o manevră de-a lor și tu ai căzut în plasă. Am doar să spun că ai fost foarte tare seara. Ca să-ți murmure ei. Acum vor și casa mea. Multe morguri ei de gât. Frică. Fac cele mai curajoase lucruri. Ție chiar ți s-a urât cu binele? Ce zi frumoasă! Nu ți se pare? Nu se cară. Pa, bunii! Mătina, fugi! Am câștigat. Tata, ați înnebunit? E doar bătrânică. Am încălecat pe șa și ți-am spus povestea mea.